Sfărați creștinii cu iubire, uniți-vă, ne rugă și cânt, la jertfa pe care o aduce, Hristos mielul vrednic și sfânt. Trăimei Sfinte să-i dăm slava, prin jertfale care ce ne vrăm. A Domnului tainică moarte și a Lui înviere ocnetă. Jertfa cea mare și sfântă, prea bunul și blândul Iisus, ne-aduce din cer mântuire și har de la Tatăl de sus. Trăimei Sfinte să-i dăm slava, prin jertfale care celebrăm. A Domnului tainică moarte și-a Lui înviere ocnetă. Credința, speranța, iubirea, l-avem în Hristos, Domnul Sfânt. Pe El să-L cinstească-mă preună și cerul și întregul pământ. Sfinte să-i dăm slava, prin jertfale care celebrăm. A Domnului tainică moarte și-a Lui înviere ocnetă. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Pacea să fie cu voi și cu Duhul tău. Iubiți credincioși, prezența noastră în număr mai mare la această Sfântă Liturghie astăzi, 27 iunie, se explică prin faptul că exact astăzi se împlinesc 136 de ani de la înființarea diecezei noastre de Iași. 27 iunie 1884. Veți auzi mai multe amănunte în predica de după Evanghelie, ținută de Părintele Fabian. Noi vom face cu o solemnitate mai deosebită acest lucru, acest eveniment important din istoria diecezei noastre, mâine la liturghia de la orele 11, împreună cu frumosul aniversar de 80 de ani al preasfințitului episcop emerit Petru Gherghel. Dar pentru că exact astăzi se împlinesc 136 de ani de la înființarea diecezei, am voit să fim mai mulți la altar, împreună cu preasfințitul și ceilalți preoți, să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru acești ani frumoși, îndelungați de când a fost înființată dieceza noastră și să rugăm să binecuvânteze în continuare și întotdeauna dieceza noastră cu belșug de haruri prin mijlocirea patroanei diecezei, Preacurata Fecioară Maria. În
rugăm la această sfântă liturghie și pentru răposații Petru, Maria, Andrei, Maria, Ecaterina și Doru. Să ne recunoaștem acum păcatele, să-i cerem iertare lui Dumnezeu, ca să participăm cu demnitate și cu mult folos sufletesc la celebrarea Sfintelor Taine. Mărturisesc lui Dumnezeu Atotputernicul și vouă, fraților, că am păcătuit prea mult cu gândul, cuvântul, cu fapta și omisiunea, din vina mea, din vina mea, din prea mare vina mea. De aceea o rog pe Sfânta Maria, pururea Fecioară, pe toți îngerii și sfinții și pe voi, fraților, ca să vă rugați pentru mine la Domnul Dumnezeul nostru, să aibă milă de noi Atotputernicul Dumnezeu și, iertându-ne păcatele, să ne ducă la viața cea veșnică. Niciodată să-i ocrotești pe aceia pe care îi statornicești în fidelitatea iubirii tale. Prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul tău, care fiind Dumnezeu împreună cu tine viețuiește și domnește în unire cu Duhul Sfânt, în toți vecii vecilor. Amen. Lectura întâi. Citire din Cartea Lamentațiunilor. Domnul a înghițit și nu a cruțat toate locuințele lui Iacob. În furia lui a dărâmat fortărețele fiicei lui Iuda, a izbit la pământ și a profanat domnia și căpeteniile ei. Zac la pământ și tac bătrânii fiicei Sionului. Își presară țărână pe capete și se încin cu saci. Își pleacă la pământ capetele fecioarele Ierusalimului. S-au sfârșit în lacrimi ochii mei, măruntaiele fierb, mi se varsă la pământ ficatul din cauza zdrobirii fiicei poporului meu, când văd pruncii și sugarii leșinând în piețele cetății și zic mamele lor, unde este grâu și vin? Atunci când leșină, precum cei străpunși în piețele cetății, dându-și sufletul la pieptul mamelor lor. Ce mărturie să dau, cu cine să te asemăn, fiică a Ierusalimului? Cu cine să te compar ca să te mângâi, fecioară, fiică a Sionului? Căci mare ca mare este zdrobirea ta, cine te va vindeca? Profeții tăi au avut pentru tine viziuni și iluzii, nu ți-au descoperit nelegiuirea, ca să facă să se întoarcă de la tine captivitatea ta, au văzut pentru tine profeții deșarte și ademenitoare.
Inima lor strigă către Domnul. Zid al fiicei Sionului, fă să coboare ca un râu lacrimi ziua și noaptea. Să nu-ți dai răgaz și să nu te liniștești, fică a ochilor tăi. Ridică-te, strigă noaptea la începutul străjilor, revarsă-ți inima ca apa înaintea feței Domnului. Ridică-ți palmele spre El pentru sufletele pruncilor tăi, care leșină de foamete la capul tuturor străzilor. Cuvântul Domnului. Viața săracilor tăi, Doamne, să nu dai uitării niciodată. Viața săracilor tăi, Doamne, să nu dai uitării niciodată. De ce, Dumnezeule, ne respingi pentru totdeauna? Pentru ce s-a aprins mânia ta împotriva turmei pășunii tale? Adu-ți aminte de adunarea ta pe care ai câștigat-o odinioară, de tribul pe care l-ai răscumpărat ca moștenirea ta, de muntele Sionului pe care ți-ai stabilit locuința. Viața săracilor tăi, Doamne, să nu dai uitării niciodată. Îndreaptă-ți pașii spre aceste ruine fără sfârșit. Dușmanul a devastat totul în sanctuarul tău. Asupritorii tăi au scos răgete în mijlocul templului tău, în locul semnelor noastre și le-au pus pe ale lor. Viața săracilor tăi, Doamne, să nu dai uitării niciodată. Ca unii ce ridică securea într-un desiș de codru, așa au sfărmat cu lovituri de securi și de ciocane porțile sale. Au pus foc sanctuarului, au păgânit și au dărmat locuința numelui tău până la pământ. Viața săracilor tăi, Doamne, să nu dai uitării niciodată. Privește la alianța ta, căci toate colțurile ascunse ale țării sunt cuiburi ale violenței. Cel asuprit să nu plece umilit de la tine, cel sărac și cel sărman să laude ale tău în nume. Viața săracilor tăi, Doamne, să nu dai uitării niciodată. Bolile noastre. Aleluia, aleluia, lăudați-L pe Domnul. Aleluia, aleluia, lăudați-L pe Domnul. Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Matei.
În acel timp, intrând Iisus în Cafarnaum, a venit la el un centurion rugându-l: Doamne, servitorul meu zace în casă paralizat, suferind groaznic. El i-a spus: voi veni eu însumi și îl voi vindeca. Dar centurionul, răspunzând, i-a zis: Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperișul meu, dar spune numai un cuvânt și va fi vindecat servitorul meu. Căci și eu sunt un om supus autorității. Având soldați în subordine, spun unuia du-te, iar el se duce, și altuia vino, iar el vine, și servitorului meu fă aceasta, iar el face. Iisus, auzind, a rămas uimit și a spus celor care îl urmau: adevăr vă spun că la nimeni în Israel nu am găsit o astfel de credință. De aceea vă spun că vor veni mulți de la răsărit și de la apus și vor sta la masă în împărăția cerurilor împreună cu Abraham, Isaac și Iacob, iar fiii împărăției vor fi aruncați în întunericul din afară. Acolo va fi plânset și scrâșnirea dinților. Apoi Iisus i-a spus centurionului: mergi, să ți se facă după cum ai crezut. Și în ceasul acela a fost vindecat servitorul lui. Venind Iisus în casa lui Petru, a văzut-o pe soacra acestuia zăcând cuprinsă de febră. I-a atins mâna și febra a lăsat-o și s-a ridicat și a început să-i slujească. La lăsatul serii i-au adus mulți posedați de diavol, iar el a alungat diavolii cu un cuvânt și i-a vindecat pe toți cei bolnavi, ca să se împlinească ceea ce a fost spus prin profetul Isaia, care zice: el a luat asupra lui slăbiciunile noastre și a purtat bolile noastre. Cuvântul Domnului. Slavă-ți-e de Hristoase. Lăudați să fie Iisus Hristos. Excelențele voastre, dragi confrați, într-o preoție, iubiți credincioși, vă invit, ca preț de câteva minute, să aveți puțintică răbdare pentru a asculta o scrisoare pe care am redactat-o de-a lungul zilei de astăzi pentru a sărbători nașterea diecezei de Iași. Este vorba despre a reda o scrisoare și nu a o citi, pentru că nu o am listată în ultimele zile. Fiind pe drumuri, nu am avut posibilitatea să imprim, să listez ceea ce am gândit, dar sunt convins că poșta electronică îngerească deja a purtat această scrisoare înaintea tronului dumnezeiesc. O scrisoare de suflet, o scrisoare specială care are și un motto luat dintr-un cântec interpretat de Mirabela Dauer: mulțumesc, iubită mamă, steaua mea din zor de zi, fără tine mi-este teamă că planeta s-ar răci. Așadar, dragă dieceză de Iași, iubită mamă spirituală, sunt unul dintre fiii tăi, nici prea bătrân, nici prea tânăr, dar destul de în vârstă ca să pot spune câte ceva despre tine, mai ales că am avut șansa să-i cunosc pe sfetnicii tăi, conducătorii catolicilor din Moldova, fie în mod direct, fie prin intermediul cărților sau al documentelor din arhive. Însă,
foarte tânăr, pentru că atunci când vorbesc despre tine, mama mea spirituală, să înghit în sec. Așadar, la mulți ani, 136 de ani, sunt mulți, sunt puțini, depinde. Dacă ne gândim la viața unui om, sunt mulți. Pentru că știința ne spune că, indiferent de regimul pe care îl ține un om, poate ajunge la maximum 125 de ani. Ori tu, dragă mamă, ai 136. Dar sunt puțini dacă ne gândim la faptul că pe fața Pământului sunt dieceze de aproape 2000 de ani. Ceea ce mă face să spun, ești o mamă tânără. E adevărat, poate la a doua tinerețe, dar tânără. Însă, haide să o luăm cu începutul. Biserica Universală a fost gravidă cu tine nu doar 9 luni, ci mai bine de jumătate de secol. Pentru că din anul 1818, când a murit ultimul episcop de Bacău, până exact acum 136 de ani, 1884, au trecut mulți ani. Perioada în care Biserica Universală a fost însărcinată cu tine. Și pentru a te îngriji, tu, mic embrion, ai fost dată în grijă unui medic iscusit, un medic cu experiență. Avea peste 250 de ani de experiență. Este vorba despre Congregația de Propaganda Fide. Un medic care a îngrijit mii și mii de biserici locale înaintea nașterilor lor. Un medic care știa ce are de făcut. Un medic care a rezistat tuturor propunerilor de avort. N-a vrut să audă de așa ceva. A tot amânat nașterea ta. Într-adevăr, a durat un pic. De la 1818 până la 1884, cum spuneam, mai bine de jumătate de veac. Și în momentul în care și-a dat seama acest medic că a sosit clipa nașterii tale, a pus în practică planul lui Dumnezeu. Într-adevăr, în 1859 s-au unit cele două principate. Apoi, datorită principelui Carol I, România a obținut independența în 1877-78. Apoi, acest principe a devenit rege, regele Carol I, în 1881. Astfel că medicul tău a decis în 1884, pe 27 iunie, să te dea la lumină. De fapt, a fost porunca Domnului. Și ai început să mergi încet, încet pe picioarele tale. Dar erai încă adolescentă când în 1916 a trebuit să înfrunți primul război mondial. Erai o copilă. Cu toate acestea, te-ai îngrijit de fiii tăi. Ai construit chiar câteva orfelinate pentru a-i adăposti și a-i crește pe orfanii de război. Încet, încet se apropie prima tinerețe. Erai o splendoare în perioada interbelică. Comunitățile erau înfloritoare. Străzile Iașului, mai ales în sărbătoarea Corpus Domini, erau pline de oameni și nu numai catolici. Erai așadar o tânără frumoasă. Dar așa cum se întâmplă
atunci când totul îți merge bine, vin și greutățile. A venit al doilea război mondial, cu nenorocirile pe care le-a purtat, cu greutățile inerente unui război. A urmat refugiul la Beiuș, deși era același episcop, primul episcop indigen de Iași, Mihai Robu, cel care ți-a dat o frumoasă strălucire în perioada dintre cele două războaie mondiale. În martie 1944 a trebuit să plece. A rămas aici în Iași un singur preot în activitate, martirul Dumitru Sandu Matei, care mai apoi a fost împușcat de regimul comunist. A fost o criză, o criză teribilă, criza primei tale tinereți. Dar știm că orice criză, dacă este înfruntată cu mare credință, aduce roade multe. Însă criza nu s-a terminat odată cu războiul, pentru că imediat ce s-a terminat războiul, a început o perioadă dificilă. A doua etapă a acestei crize, am putea spune, a fost perioada în care tu, o dulce mamă, ai fost renegată de mulți. A fost o perioadă de aproape jumătate de veac în care tu ai fost vândută pentru 30 de arginți. Dar și o perioadă în care fiii tăi, catolicii din Moldova, au luat apărarea preoților. A fost un timp teribil în care tu, dragă dieceză de Iași, ai supraviețuit datorită zelului păstorilor, în frunte cu fericitul Anton Durcovici. Cu toate acestea, criza primei tinereți a luat sfârșit, după cum bine știe toată lumea, în 1989, decembrie. Dar tu ai rămas tânără, ai ieșit cu bine din această criză și ai început să trăiești o a doua parte a tinereții. Ai început să reînflorești cu seminarii pline de tineri, dornici să devină preoți, cu atâtea și atâtea congregații care au venit în țara noastră și au cerut tinere și tineri pentru viitorul lor. A fost, dragă mamă, o perioadă splendidă, imediat după 90. Dar această a doua parte a tinereții tale, iată că în ultimii ani a început din nou să cunoască o perioadă de criză. Seminariile, casele călugărești au început să se golească. Și atunci, oare tu să nu rămâi mamă? Numai dragostea ta de mamă poate să cunoască ce înseamnă adevărata suferință, dar și autentica bucurie. Pentru că nu există pe lumea aceasta una fără cealaltă. În ultimii ani, dragă mamă spirituală, ți-ai dat seama că ai nevoie de o reînnoire și te-ai retras după un gard de pânză, într-un salon de înfrumusețare, pentru a-ți reface fața. Ce bine ar fi ca fiecare dintre enoriașii diecezei
de Iași, dragă mamă, să-ți copieze exemplul. Acum că s-au redeschis salanele de înfrumusețare, ar fi cazul ca fiecare creștin catolic din dieceza de Iași, dintre supușii tăi, mamă prea iubită, să-L lasă pe Dumnezeu să lucreze pentru a-și reînnoi fața spirituală, să-I lase pe îngeri și pe sfinți să pună schela și mai ales să-și dea acordul ca o echipă de pictori scuziți formată din cei trei fericiți ai Moldovei, fericitul Ieremia Valahu, fericitul Anton Durcovici și fericita Veronica Antal, să-și ducă treaba la capăt și să recondiționeze fața spirituală a catolicismului din Moldova. Dragă mamă, îți dorim succes pe viitor. Încă o dată, la mulți ani, din partea mea, și aș vrea să cred că această scrisoare poate fi semnată de oricine, de la episcopul Iosif Păuleț până la ultimul botezat. Fraților prea iubiți, luminați de inspirațiile Duhului Sfânt și sigur de ascultare, cu gând de recunoștință pentru cei 136 de ani ai diecezei noastre și încrezători în Dumnezeu, cerându-i har și binecuvântare pentru viitor, să înălțăm acum Tatălui prea milostiv rugăciunea noastră comună, spunând: Doamne, ascultă rugăciunea noastră. Doamne, ascultă rugăciunea. Pentru ca glasul fiecărei creaturi să prezinte lui Dumnezeu Tatăl aspirațiile și nevoile omenirii, să ne rugăm. Doamne, ascultă rugăciunea noastră. Pentru ca energiile tinerilor să fie susținute de idealuri pozitive, îndreptate spre construirea unei civilizații bazate pe adevăr și iubire, să ne rugăm. Doamne, ascultă rugăciunea noastră. Pentru ca responsabilitatea civilă încredințată oamenilor politici să fie axată pe progresul tuturor popoarelor și pe respectul față de persoana umană, să ne rugăm. Doamne, ascultă rugăciunea noastră. Pentru ca iubirea noastră față de cei bolnavi și față de cei în vârstă să-i aline în suferințele lor, să ne rugăm. Doamne, ascultă rugăciunea noastră. Pentru ca noi, cei de față, în sinceritate și simplitate, să prezentăm ființa noastră întreagă lui Hristos Domnul și să sperăm numai de la El victoria asupra răului și asupra păcatului, să ne rugăm. Doamne, ascultă rugăciunea noastră. Pentru ca întreaga noastră comunitate să poată fi un exemplu pentru cei care se găsesc departe de drumul care duce la Hristos, să ne rugăm. Doamne, ascultă rugăciunea noastră. Adăugăm fiecare în gând intențiile personale. Ca Dumnezeu să împlinească toate aceste gânduri și intenții bune, să ne rugăm. Părinte Ceresc, milostivirea Ta ne dă chiar și ceea ce nu îndrăznim să sperăm. Mărește credința noastră pentru ca venirea lui Hristos printre noi pe acest altar să ne umple de binecuvântare și de viața cea nouă, să binecuvânteze întotdeauna dieceza noastră, prin Hristos, Domnul nostru. Amin.
Doamne, aceste daruri, darurile cine s-a dat? Darurile cine s-a dat? Rodul pământului și al mâncii noastre, darurile cine s-a dat? Darurile cine s-a dat? Rugați-vă, fraților, pentru ca jertfa mea și a voastră să fie plăcută lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul. Primește, Doamne, jertfa de împăcare și de laudă, pentru ca purificați prin lucrarea ei, să-ți oferim iubirea noastră ca pe un dar bine plăcut ție, prin Hristos Domnul nostru. Amin. Domnul să fie cu voi. Și vrednic și drept de cuviință și mântuitor lucru este să-ți aduce mulțumiri pururea și în tot locul, ție, Doamne, Părinte Sfânt, atotputernic, veșnic Dumnezeu, prin Domnul nostru Iisus Hristos. La jertfa eucaristică, amintirea morții sale ne aprinde iubirea, vestirea învierii ne întărește credința, iar promisiunea venirii sale ne hrănește speranța. De aceea, împreună cu toți îngerii și sfinții, te preamărim într-un singur glas, cântând fără încetare. Sfânt, sfânt, sfânt este Domnul, oștirilor cerești, plină e cerul și tot pământul de mărimirea ta. Osana, 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 Osana într-o cenui de sus. Osana, 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 Osana într-o cenui de sus. Divină iubeveste, cum o venetat,
celele ce vine în numele Domnului. Osana, 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 netro cebri de sobos. Osana, 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 netro cebri de sobos. Cu adevărat sfânt ești, Doamne, izvorul a toată sfințenia. Te rugăm așadar, sfințește darurile acestea cu roa Duhului Tău, pentru ca ele să devină pentru noi trupul și sângele Domnului nostru Iisus Hristos. El, dându-se de bună voie spre pătimire, a luat pâinea și, mulțumind, a frânt-o și a dat-o ucenicilor săi, zicând: luați și mâncați din aceasta toți. Acesta este trupul meu care se jertfește pentru voi. De asemenea, după cină, luând potirul și din nou mulțumind, l-a dat ucenicilor săi, zicând: luați și beți din acesta toți. Acesta este potirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea. Misterul credinței. Celebrând așadar moartea și învierea Fiului Tău, îți oferim, Doamne, pâinea vieții și potirul mântuirii, mulțumindu-ți că ne-ai învrednicit să stăm înaintea Ta și să-ți slujim Ție. Te rugăm cu umilință să ne unească Duhul Sfânt pe noi, care ne face împărtași de trupul și sângele lui Hristos. Adu-ți aminte, Doamne, de biserica Ta răspândită pe întregul pământ, ca să o desăvârșești în dragoste, împreună cu părintele nostru, Papa Francisc, cu episcopul nostru Iosif, cu toți episcopii și cu tot clerul. Adu-ți aminte, Doamne, și de frații noștri care au adormit în speranța învierii și de toți cei care au răposat în milostivirea Ta și primește-i să se bucure de lumina feței Tale. Te rugăm, ai milă de noi toți, pentru ca împreună cu fericita născătoare de Dumnezeu, Fecioara Maria, cu Sfântul Iosif, soțul ei, cu fericiții apostoli și cu toți sfinții pe care din veci i-ai iubit, să ne învrednicim a fi părtași de viața cea veșnică, să Te lăudăm și să Te preamărim prin Iisus Hristos, Fiul Tău. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, Ție, Dumnezeule, Tată atotputernic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și mărirea, în toți vecii vecilor. Amin.
luminați de porunca Mântuitorului și povățuiți de învățătura sa dumnezeiască, îndrăznim a spune: Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, face voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Mântuiește-ne, Te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește a da pacea în zilele noastre, pentru că ajutați de milostivirea Ta să fim pururea liberi de păcat și feriți de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Doamne Iisuse Hristoase, care ai zis apostolilor Tăi, pace vă las vouă, pacea mea o dau vouă, nu privi la păcatele noastre, ci la credința Bisericii Tale, ci binevoiește ai dărui pacea și unirea după voința Ta, care viețuiești și domnești în vecii vecilor. Pacea Domnului să fie pururea cu voi. Printr-o înclinare a capului să ne oferim dragostea frățească. Mieluvolă lui Dumnezeu, care iubei asupra ta, păcatele lumii, miluiește-ne pe noi. Mielul lui Dumnezeu, care iubei asupra ta, păcatele lumii, miluiește-ne pe noi. Mielul lui Dumnezeu, care iubei asupra ta, păcatele lumii, dă-ne mielul lui Dumnezeu. Iată-l pe acela care ia asupra sa păcatele lumii. Gustați și vedeți cât de bun este Domnul. Doamne, nu sunt vrednic să intri sub frământul meu. Spune numai un cuvânt și se va tămădui sufletul meu. Iisus, eu Te cred aici de față, în preasfântul sacrament al altarului. Te iubesc din toată inima și doresc să vin sărmanul meu suflet, umilit și plin de căință. Știu că sunt nevrednic de un asemenea favor, dar mă încred în bunătatea Ta.
dragostea ta față de suflete te va aduce și în inima mea, pentru ca să rămâi în mine și eu în tine. Maică preasfântă, dă-mi inima ta neprihănită pentru a-l găzdui pe oaspetele meu divin. Te îmbrățișez, iubitul meu mântuitor, și mă dăruiesc cu totul ție. Dă-mi numai dragostea ta și fă-mă statornic, pentru ca niciodată să nu te părăsesc, ci să împlinesc în totdeauna voința ta. Amin. Și iubire cu Iisus venim la tine. Ești lumină pentru întreaga lume, călăuza vieții noastre. Cu credința și o Iisus, venim la tine. Pentru noi tu ești viața și adevărul, tu ești cavalea către Tatăl, cu credința și iubire. O Iisus, venim la tine. Ești păstorul cel bun ce ți-ai dat viața ta. Pentru a nouă mântuire. O credință și iubire. O Iisus, să venim la tine. Tu ești pâinea din cere coborâtă, pâine divină, hrană sfântă. Cu credință și iubire, o Iisus, vrem să fim uniți cu tine, purori, o Iisus, viața noastră. O credință și iubire, o Iisus, venim la tine. Să ne rugăm. Reînnoiți prin împărtășirea din prețiosul trup și sânge al Fiului Tău, implorăm bunătatea Ta, Doamne, ca harul pe care îl primim ori de câte ori se celebrează Euharistia să ne ducă la plinătatea răscumpărării, prin Hristos Domnul nostru. Amen. Domnul să fie cu voi și cu Duhul tău. Să fie numele Domnului binecuvântat de acum și până ne vrea. Ajutorul nostru este
este în numele Domnului, care a făcut cerul și pământul. Să vă binecuvânteze atotputernicul Dumnezeu, Tatăl și Fiul și Sfântul Duh. Liturghia s-a sfârșit, mergeți în pace. Fraților, ne rugăm lui Dumnezeu pentru răposații Petru, Maria, Andrei, Maria, Ecaterina și Doru. Măreț biruitor al morții, Iisuse falnic împărat, cu Tatălui ceresc mărirea, iar nouă viața ne-ai Tu ai luat a noastră primire, ba chiar și morții te-ai sopos, și ai invins primia dușmanul, pe cele ce moare te ne-a lăbos. Iisuse Dumnezeu puternic, prin marele mister pascal, îi reînvi pe aceea care iarăși harul baptismal. Mereu cu pânânele la primire să vom slavă în așteptarea ta, și atunci ne vei veni la numele tău, voioște Domne tână pina. Primește-ne la ta lumină, prea dreptule judecă, să-L vedem pe Tatăl, ca și pe Duhul Sfințitor. Pe slujitorii tăi, Iisusele, care din lume au plecat, în doile veșnic al lumii minele, să te slăbească nelecele. Doamne, ascultă glasul meu. La cât seamănă urechea ta, la glasul rugăciunii mele. Dacă te-ai uitat la fără de leveci, Doamne, Doamne, cine ar mai putea să stea în fața ta? La tine însă este iertare și ne temele de tine. Eu nădăjduiesc în Domnul, sufletul meu se încrede în cuvântul Său. Mai mult decât așteaptă străjerie e iubirea masorilor, să ne dăjduiască Israel. Căci la Domnul este îndurare și belșug de mântuire. Și ele va mântui pe Israel de toate fără de nelegile. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Care cum era la început și acum și bine pururea și în vecii vecilor. Amin. Să ne vie către tine, Doamne. Doamne, îndură-te de ei. Doamne, îndură-te de ei, Tatăl nostru, care ești în ceruri,
sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ, pâinea noastră, cea de toate zile, dă-mi-o astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de celor rău. Amin. Să ne rugăm. Dumnezeule Părinte Atotputernic, Tu ne dai tărie prin misterul crucii și încredere prin învierea Fiului Tău. Te rugăm ca prin acest mister să-i dezlegi pe frații noștri, Petru, Maria, Andrei, Maria, Ecaterina și Doru de legătura morții și să-i primești în cea ta aleșilor tăi, prin Hristos Domnul nostru. Amin. Odihna cea veșnică de lor, Doamne, și lumina cea fără de sfârșit să le strălucească, să se odihnească în pace. Amen. Crocea lui Iisus, iar sine vorană dește nebiruința, ne este sprijine și ajutor de sus. O mare vie, o prea dulce mea, român vivia, Iisus scutul tău. Ascultă ruga celor ce te cheamă și-o înalță sus la Dumnezeu. Și-o înalță sus la Dumnezeu.